Hello, beauties, și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube! Sunt Alexa Lixea și astăzi am să vă prezint topul produselor mele preferate din acest an 2019. Aceste produse pot fi o sursă de inspirație pentru niște cadouri absolut superbe pentru cei dragi cu ocazia Crăciunului. Așa că haideți cu mine să vedeți despre ce produse este vorba! Am să încep cu gama de produse pentru îngrijirea pielii de skincare și am să vă prezint produsul meu preferat cu ajutorul căruia îmi curăț tenul în fiecare zi. Se numește Resist Optimal Results Hydrating Cleanser for All Skin Types de la Paula's Choice și este un produs absolut superb. Am vorbit într-un video anterior despre produsele Paula's Choice și vă invit să îl vedeți deoarece veți primi foarte multe informații utile și veți putea face cunoștință cu acest produs. Linkul îl veți găsi în descriere. Al doilea produs preferat pentru acest an este produsul nou de la Paula's Choice care se numește The Unscrub, care are capacitatea de a curăța toate impuritățile și uleiul care se află în exces. Următorul produs este tot de la Paula's Choice din gama Calm, care se numește Restoring Moisturizer. Este o cremă hidratantă care este dedicată tipului de ten normal spre uleios și la fel am vorbit foarte mult despre acest produs în videoul despre care vă vorbisem adineori. Vă invit să-l vizitați și acolo veți primi foarte multe informații despre fiecare produs pe care vi l-am prezentat până acum. Următorul este tot de la Paula's Choice, este un booster care se numește C15 Super Booster, care conține vitamina C, vitamina E și acid ferulic și este dedicat tuturor tipurilor de ten. Să știți că acest produs este foarte, foarte bun pentru acest sezon rece, deoarece conține niște vitamine de care avem foarte mare nevoie în acest sezon rece. Următorul produs tot de la Paula's Choice este un produs dedicat ochilor și se numește Anti-Aging Eye Gel și se adresează tuturor tipurilor de ten. Este un gel absolut superb care îți dă posibilitatea să ascunzi acele efecte de cearcăne, acele efecte de oboseală din jurul ochilor. Vi-l recomand cu mare drag. Iar tot în categoria de produse pentru skincare vă recomand un primer wow, tot de la Paula's Choice, care este din aceeași gamă Resist și se numește Smoothing Primer Serum și conține SPF 30. Este un primer, wow, mi-a câștigat încrederea deoarece pot să-l folosesc pe absolut fiecare tip de ten și niciodată nu mi s-a întâmplat să nu se potrivească vreunui tip de ten, începând de la ten uscat, ten gras, ten deshidratat, foarte deshidratat, ten matur. Niciodată nu am dat greș folosind acest produs înaintea realizării machiajului. Următorul produs pentru skincare pe care l-am descoperit recent și de care sunt absolut încântată și fericită este spray-ul cu apă termală de la Synergy Therm, cu apă termală care provine din băile Felix. Este un spray hidratant, un spray care mă ajută mereu să îmi reîmprospătez tenul, previne deshidratarea pielii și totodată mă ajută să mă scap de iritații. Următorul produs pentru îngrijirea pielii este o cremă cu un miros pe care, atenție mare, vă va veni să o mâncați. Să aveți grijă că nu este comestibilă. Este o cremă pentru mâini descoperită la Gossip Studio din Oradea, salonul unde îmi realizez manicura. Este loțiunea pentru mâini de la C&G Spa Sugar Vanilla Lotion Brown Sugar and Olive Oil. Este o cremă wow! Chiar am să-mi aplic o cantitate pentru a-mi reîmprospăta
pielea și pentru a o hidrata. Și să știți că această cremă ajută foarte mult și la îngrijirea cuticulelor și a unghiilor. Hidratează foarte bine. De când o folosesc, nu mai am probleme cu deshidratarea în zona unghiilor. Și îmi place că nu doar are efect hidratant, ci are și un miros absolut superb. Și dacă tot suntem la capitolul îngrijire, am să vă prezint două produse recent descoperite, niște produse care pur și simplu mi-au schimbat tot ceea ce înseamnă textura părului. Este vorba despre produsele de la Oribe, șamponul pentru volum, care se numește Shampoo for Magnificent Volume, și masca pentru păr, care se numește Gold Lust Transformative Mask. Aceste două produse mi-au schimbat pur și simplu viața. Și înainte să folosesc aceste produse, foloseam un alt brand, tot așa, mască de păr și șampon, dar parcă, nu știu, simțeam că lipsește ceva. Oricum, să știți că este bine să ne schimbăm tot timpul produsele, deoarece, precum pielea și întregul organism, este într-o continuă schimbare, așa că mereu avem nevoie de ceva nou. Și îmi doream să fac un update și mi-am achiziționat aceste produse după ce am citit o grămadă de reviews-uri și, din păcate, nu le găsești în țară. Le-am comandat de pe Net-a-Porter. Am să vă las link-ul în descriere de unde vă puteți achiziționa aceste produse. Ce îmi place la acest produs în mod special este faptul că, deși e un șampon pentru volum, nu usucă părul și îmi place că îmi păstrează culoarea, nuanța cu care mă nuanțez lună de lună. Și ce am observat diferența dintre acest produs și celălalt produs pe care îl foloseam anterior este faptul că nu mai trebuie să mă duc să mă nuanțez atât de des. Adică nuanța părului se păstrează mult mai bine, dar am să vă vând și un truc ca nuanța cu care vă nuanțează la salon să reziste în timp. Vă sugerez să nu folosiți o apă foarte caldă în momentul în care vă spălați părul, deoarece se va duce mult mai repede. Așa că aceste două produse de la Oribe, wow, sunt atât de fericită. Dacă vă doriți să faceți un cadou, să faceți fericită o blondă, vă sugerez aceste produse. Masca pentru păr este o mască hidratantă. Mi-a plăcut să combină. Deși mi-am luat pentru volum acest produs, din cauza că sunt blondă și blondul este foarte pretențios și tot timpul are tendința să se rupă, în special la vârfuri, îmi place să folosesc o mască foarte hidratantă împotriva deteriorării părului. Nu știu, poate veți spune că sunt prea pretențioasă, dar să știți că eu mă uit la cele mai mici detalii, inclusiv în momentul în care îmi demachiez tenul și folosesc acele cotton pads. Mi-a luat foarte mult timp să găsesc niște dischete demachiante de calitate. Să știți că este o diferență foarte mare între ele și trebuie să aveți mare grijă ceea ce alegeți, pentru că multe dischete demachiante se găsesc în comerț realizate din foarte multe texturi și nu tocmai din bumbac. Așa că să aveți mare grijă, pentru că poate să dăuneze pielii în timp. Și am descoperit aceste dischete demachiante de la Douche Nature, care sunt realizate din bumbac 100%. Am să vă și arăt textura. Este atât de fină și are două părți. O parte ridată mai puțin, o parte ridată mai mult. Asta ca să ne ajute să putem să luăm excesul de machiaj sau excesul de impurități în anumite zone, iar partea cealaltă este pentru atunci când folosim loțiune tonică după ce ne-am realizat demachierea. Iar acum să trecem la produsele pentru machiaj și am să încep cu gama produselor cremoase și am să vă prezint fondurile mele de ten preferate. Ele sunt fondul de ten de la Babor, care se numește Age ID Serum Foundation și este unul dintre cele mai frumoase fonduri de ten pe care le-am întâlnit vreodată.
funcționează foarte bine pe tipurile de ten mature, pe tipurile de ten ale adolescentelor, pe acele tipuri de ten foarte deshidratate și, de ce nu, și pe tipurile de ten foarte grase, foarte uleioase. Este un fond de ten care funcționează absolut în realizarea oricărui fel de machiaj, atât machiaj profesional cât și machiaj de zi cu zi. Fondul de ten de la Charlotte Tilbury Light Wonder nu are nevoie de prezentare, deoarece știți foarte bine, adică bănuiesc că cu toții îl cunoașteți și știți foarte bine ce poate să facă. Este un fond de ten foarte luminos, foarte hidratant și care poate fi purtat cu ușurință atât pe perioada zilei, cât și pe perioada serii. The Soft Fluid Longwear Foundation de la La Mer este un fond de ten absolut superb. Este un fond de ten pentru acele doamne care își doresc să își răsfețe pielea. Este un fond de ten pe care îmi place să-l folosesc în momentul când realizez niște machiaje mai speciale, atunci când realizez machiajele mireselor sau machiajele nașelor, sau de ce nu atunci când o adolescentă își servează ziua de naștere. Este un fond de ten absolut superb, care cu siguranță va ridica priviri în momentul în care îl veți purta. Pentru realizarea contouringului cremos, vin cu produsele mele preferate de la Chanel, bronzerul Soleil Ton de Chanel și concealerul de la Tarte, care se numește Shape Tape. Aceste două produse sunt preferatele mele. Am încercat foarte multe produse, dar am ajuns la aceste două, pentru că, nu știu, sunt foarte versatile și le pot folosi pe mai multe tipuri de ten și așa că eu, în studioul meu, îmi place să lucrez cu produse cameleonice, iar când vine vorba despre fixarea întregului machiaj, îmi place să fixez machiajul cu acest produs de la Sucu, care se numește Natural Covering Loose Powder. Este pudra mea preferată și a câștigat titlul în acest an 2019 ca fiind unul dintre cele mai bune produse care le-am încercat și pe care le-am folosit în acest an. Următorul produs prăfos este de la Natasha Denona. Este o paletă care se numește Bronze and Glow Palette. Este o paletă care mă ajută să fac contouringul și în același timp și să aplic anumite nuanțe de luminozitate. Este un produs superb, iar dacă vă doriți să bucurați pe cineva în acest sezon de iarnă, vă recomand acest produs să-l faceți cadou, pentru că cu siguranță va fi foarte norocoasă și foarte fericită persoana care o va primi. Pentru machiajul ochilor am ales acest produs fiind preferatul meu pentru acest an 2019. Este vorba despre paleta de la Natasha Denona, Mini Gold Palette. Este o paletă superbă și este ideală pentru un cadou de Crăciun. Următorul produs este nelipsitul eyeliner gel de la Inglot cu numărul 77. Este cel mai negru și cel mai rezistent eyeliner posibil. Adică am încercat de la foarte multe branduri, dar nu știu, niciunul nu m-a satisfăcut cu adevărat ca și acest eyeliner. Niciunul n-a fost atât de rezistent și îmi place că este foarte versatil, în sensul că dacă folosesc produsul tot de la Inglot, Duraline, pot să obțin mai multe texturi și pot să fac tot ceea ce vreau cu acest eyeliner. Următorul produs foarte, foarte special pentru mine este eyelinerul care se numește Eyeliner Pen Black de la Cella Beauty. Este un eyeliner sub formă de carioca care te ajută să-ți creezi acea linie perfectă, fără să-ți dea prea multe bătăi de cap. Și ceea ce îmi place la el este că se potrivește foarte bine unei începătoare, în sensul că dacă cumva ți-ai greșit crearea codiței, poți să vii să ștergi, pentru că nu se va întinde și nu se șterge foarte greu. Într-adevăr că nu este atât de rezistent ca și cel de la Inglot, dar cu siguranță
te va ajuta să obții acea linie de eyeliner mult mai ușor decât acel eyeliner gel de la Englot, pe care deja trebuie să știi să ai un pic de tehnică. Iar când vine vorba de mascara, cele două produse și-au câștigat titlul de preferatele mele pentru acest an 2019. Este vorba despre mascara de la Clarins, care se numește mascara Supra Volume, și mascara de la Giorgio Armani, care se numește Eyes to Kill și este în nuanța Black. Aceste două sunt preferatele mele deoarece au o textură foarte bună și îmi permite să realizez machiajul genelor foarte ușor și îmi creează acel volum dorit. Cel de la Armani este waterproof, iar cel de la Clarins nu este waterproof și este foarte ușor de purtat pe perioada zilei, așa că depinde ceea ce vă doriți. Pentru machiajul sprâncenelor, produsul meu este preferat este de la Anastasia Beverly Hills Brow Definer. Puteți să vedeți acest produs folosindu-l în mai multe videouri de ale mele, în momentul în care îmi realizez machiajul sprâncenelor, și veți putea observa cât de ușor se lucrează cu acest produs și ce efect natural dă acest produs. Iar produsele mele preferate când vine vorba despre machiajul buzelor sunt aceste produse, și voi începe cu prezentarea creonului pentru buze de la Cascade of Colors în numărul 322. Este un creon foarte cremos care mă ajută cu ușurință să creez forma corectă a buzelor sau să redau acel volum natural al buzelor fără să arate inestetic. Este un creion destul de ieftin și, sinceră să fiu, bate anumite branduri foarte mari care sunt foarte la mod acum. Adică am observat în textura acestuia că este mult, mult, mult mai bun decât, de exemplu, cel de la Charlotte Tilbury, care este acum la modă. Următoarele două produse sunt de la Doves of Colors și este lipstick-ul Warm and Fuzzy. Este un lipstick mat cremos. Celălalt se numește On Repeat și este un lip gloss care este absolut demențial. Are o pigmentație, dar este foarte ușor de purtat. În acest moment chiar port acest lip gloss peste un lipstick de la Kat Von D. Următorul produs este unul dintre lip gloss-urile mele cele mai dragi, este vorba despre Gloss Bomb în nuanța Fuzzy de la Rihanna. Iar încă un produs foarte drag mie, este vorba despre spray-ul fixator de la Tarte Rainforest of the Sea, care este 4-in-1 mist spray. Îmi place că mă ajută să mixez tot felul de texturi, de exemplu pigmenti, și în același timp îmi și fixează foarte bine produsul. Îmi place faptul că nu conține parabeni, nu conține uleiuri, nu conține gluten, este un produs absolut superb și are un miros atât de revigorant încât, nu știu, parcă chiar te simți cumva la mare. Iar acum următorul produs este un produs absolut necesar pentru fiecare persoană, indiferent că, nu știu, suntem copii, suntem adulți, avem nevoie de acest produs și am să vă și lămuresc de ce. Păi uite bine, este vorba despre perna de la Comfort Merino. Este un produs absolut necesar și am să vă spun de ce. Deoarece pielea noastră trebuie mereu să respire, în momentul în care ne odihnim, pielea noastră respiră mult mai intens. Și atunci, în momentul în care noi folosim așternuturi sintetice sau perne sintetice, lenjerie sintetică, împiedicăm ca pielea noastră să respire. Din experiența mea vă spun că eu m-am confruntat foarte, foarte, foarte mult timp cu acne și pentru faptul că foloseam niște produse greșite și pentru faptul că tenul meu este unul sensibil, dar și pentru faptul că foloseam lenjeria de pat și
platuma și perna în care dormeam conțineau niște materiale low quality. Am tot studiat piața și îmi doream foarte mult să cumpăr un produs românesc. Și până la urmă am dat de acest brand, Comfort Merino. Este o pernă realizată din lână de oaie. Acum veți întreba, lână de oaie, dar nu miroase, nu este inconfortabil sau mai știu eu. Ei bine, nu. Această lână este special tratată și este aleasă cu mare, mare grijă de către cei de la Comfort Merino și toată această lână este împachetată într-un material de bumbac 100%. Este și tratată cu ceva uleiuri esențiale, dar vreau să zic că are un miros de levănțică atât de confortabil și atât de relaxant. După prima încercare cu această pernă de a dormi, somnul meu a fost mult mai liniștit, pielea mea în momentul în care m-am trezit dimineața a fost mult mai luminoasă și toate problemele mele acneice au dispărut. Nu mai am nicio problemă. Prima dată mi-am achiziționat această pernă, după care m-am hotărât să-mi achiziționez și o plapumă. Iar acum soțul meu se cam bate cu mine pentru ea și cred că și el își va achiziționa până la urmă o plapumă. Pentru că pernă deja i-am achiziționat și lui, pentru că mi-a furat-o din a doua seară. Așa că acestea sunt produsele mele preferate pentru acest an 2019. Sper să vă placă acest video, sper că am reușit să vă inspir pentru anumite cadouri pentru cei dragi. Dacă aveți întrebări sau sugestii legate despre toate filmulețele pe care eu le realizez pe acest canal de YouTube, vă aștept mesajele voastre cu drag aici sau pe pagina de Facebook AlexAlixa Makeup Artist. Nu uitați că mă găsiți și pe Instagram AlexAlixa. Vă invit să-mi vizitați și blogul lixa.ro. Toate detaliile despre produsele pe care vi le-am prezentat, unde le puteți găsi, de unde le puteți achiziționa, le veți găsi în descriere. Nu uitați să dați like și subscribe canalului meu de YouTube, deoarece mereu am să vin cu niște filmulețe foarte interesante. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și see you next time, beauty lovers! Bye, bye!